Pentru cel de-al doilea an consecutiv, echipa Let's Do It Romania a desfășurat campania Let's Do It Danube, creată cu scopul de a educa și responsabiliza cetățenii României în ceea ce privește curățenia apelor și în special a Dunării. La Giurgiu, ecologizarea a avut loc pe malul canalului Sfântul Gheorghe, acolo unde la 9 dimineața au întâlnit zeci de copii veniți să strângă de pe malul apei resturi menajere pe care alții le-au aruncat. I-am întrebat pe copii de ce cred că în zonă sunt atâtea gunoaie. Sunt foarte multe gunoaie. Tinerii giurgiuveni care vin la Dunăre le aruncă direct în apă și nu ții cont de natură. Sunt multe gunoaie pentru că tinerii din ziua de azi nu mai știu să arunce la gunoi, aruncă numai pe străzi și cam atât. Dar de ce nu mai știu? Nu i-a învățat nimeni? Nu au ce să pun de casă. Sunt foarte multe gunoaie pentru că oamenii nu reciclează, le aruncă peste tot, când vin aici la plajă sau când la pești. Cred că sunt atât de multe gunoaie pentru că mulți oameni nu își dau seama cât de rău este să arunci gunoaie pe jos. Au fost implicați la nivelul județului Giurgiu peste 350 de copii din municipiul Giurgiu și din Mihăilești. Suntem susținuți de partenerul nostru strategic Apele Române, proiectul fiind de asemenea susținut la nivel național Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Campania de ecologizare din acest an, instrumentată de Let's Do It Romania, de-abia a început. Pe viitor, campania de educare ecologică va continua în școlile din județele dunărene, prin intermediul training-urilor interactive susținute de echipele Let's Do It locale. În perioada 6-10 aprilie, în cadrul săptămânii altfel, echipa județeană Let's Do It va organiza o campanie în școlile giurgiuvene și în școlile din localitățile riverane fluviului Dunărea, în care vom face proiecții de film, dar și training-uri ecologice, unde le vom explica copiilor ce înseamnă să recicleze selectiv și să respecte natura. La Giurgiu, campania Let's Do It Danube este realizată în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și este susținută de o mare companie multinațională.